vorbește despre faptul că ar putea avea loc un congres anul acesta la Partidul Național Liberal. Exclus acest lucru și din punct de vedere procedural și statuar este exclus acest lucru și din punct de vedere al oportunității. Practic, organizarea unei competiții interne în oricare partid aflat la guvernare ar fi consumatoare de timp, ar fi inutilă și practic ar fi, cu ghilimele de rigoare, o irosire sau bătaie de joc a muncii pe care o facem la nivelul miniștrilor, primului ministru și a aparatului public central. Deci dar au fost nu este nici oportun care au cerut nici cumva acest lucru? Nu au existat voci în Partidul Național Liberal care să ceară organizarea unui congres.